Pacea Domnului Iisus! E o zi frumoasă. Soarele bate afară în ușa noastră. E un dar de la Dumnezeu și o aducere a minte a purtărilor sale de grijă. V-aș dori din tot sufletul ca aceeași atmosferă să vă fie în viață. Aceeași atmosferă să vă fie în suflet. Sabatul să producă acea minune în care prezența lui Dumnezeu să ardă grijile, stresul, supărarea care deseori ne caracterizează viața pe Pământul acesta. Să facă cerul ca sabatul să aducă o dihnă și speranță și mântuire în viețile noastre. Cred că despre asta este vorba atunci când ne adunăm împreună ca o inimă care bate și care pulsează de fiecare dată, trimițând energii noi în viețile noastre, în fiecare zi de închinare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Mai ales acum, ne apropiem cu bucurie de momentul în care Mântuitorul ne va reaminti faptul că ne iubește cu o iubire veșnică și din cauza aceasta ne-a păstrat harul lui, adică bunătatea lui. Ne apropiem de Sfânta Cină cu inima plină, având în vedere că într-o omenire cu sufletul gol, Mântuitorul ne-a promis că ne va umple viața cu prezența Lui și că vom fi fericiți de acum până când va fi cu El cu noi în persoană. Perspectiva aceasta a cinei împreună cu Domnul Isus Hristos este o perspectivă care ne umple viața sau cel puțin ar trebui să ne umple. Vă dați seama, cinăm împreună cu El. Ne-a lăsat simbolul acesta ca o permanentă chemare la părtășie. Și în final, Scriptura în Apocalips, în, în Apocalips reamintește lucrul acesta atunci când spune, știi, eu aștept să cinesc cu tine. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, vom lua sfânta cină împreună. tare frumos. În timp ce încercam să-mi dreg sufletul în apropiere de acest moment, am redescoperit câteva gânduri din Psalmul 50. Dacă vreți, citiți-le împreună cu mine. Psalmul 50, versetul 4, 5 el strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. M-am oprit aici și m-a surprins acest aspect. De fiecare dată la Sfânta Cină eu caut jertfa Domnului Isus Hristos și vreau să-mi aduc aminte de ce a făcut el pentru mine. Și spre surpriza mea, descoper acum o încrucișare de preocupări. Că în timp ce eu fac lucrul acesta, Mântuitorul zice, dar credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfa mea, prin jertfa ta, prin jertfa lui Isus Hristos, până la urmă, ideea de jertfă ne strânge împreună. Uneori ne este greu să jertfim, uneori ne este greu, ni se pare că doare. Și așa este. Dar să nu uitați, există un legământ al jertfirii care ne apropie pe Domnul Isus Hristos și pe noi. Ne face una. Își poartă crucea în fiecare zi, spune cuvântul. Despre credinciosul adevărat. Își poartă crucea în fiecare zi. Crucea lui? Sau crucea pe care s-a întâlnit cu Mântuitorul lui? Că e același lucru. Citeam tot acum faptul că. Sfânta Cină n-ar trebui să fie un moment de tristețe, ci ar trebui să fie un moment de supremă laudă la adresa Domnului Iisus Hristos. Citeam asta în cartea Hristos Lumina Lumii, dar auziți ce zice aici Psalmul 50, versetul 14. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Mă întorc în versetul dinainte, Versetul 5. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Citesc din nou versetul 14. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Avem impresia că jertfa întotdeauna înseamnă sângele curs al cuiva care pătimește și Mântuitorul spune, aduc mulțumiri. N-ar trebui oare la Sfânta Cină să se întâmple lucrul ăsta? Împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă în ziua necazului, spune versetul 15, și eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Vă rog să observați, fiecare moment de necaz nu este altceva decât o chemare la reîntâlnire cu Dumnezeu. Tu să treci prin necazuri, să-L strici pe Dumnezeu, El să-ți răspundă și atunci să vezi ceea ce altfel, în mod obișnuit, nu observi. Și anume, să vezi că El te binecuvântează. El te ajută. Și tu să-i poți aduce mulțumiri care să-L proslăvească. De-am înțelege lucrul acesta și de-am vedea necazurile în felul ăsta ar fi extraordinar. Dacă am vedea necazurile ca fiind fiecare un moment de, sau o posibilitate de a te întâlni cu Dumnezeu, de a-i vedea mâna la lucru, pentru că după aceea să poți să-L proslăvești. Aduce slavă lui Dumnezeu este un lucru extraordinar. Versetul 23 reia ideea aceasta și spune Cine aduce mulțumiri ca jelfă acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căi lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă invit să cântăm din nou. Haideți să avem un moment de proslăvire la adresa lui Dumnezeu. Am uh, ales pentru momentul acesta de desfătare de suflet cântarea numărul 69, caroa din zori ce coboară pe flori, e dragostea lui Isus. Modalitatea de a măsura dragostea lui Isus Hristos e o problemă a fiecăruia dintre noi. Adică nu-i destul să spui, nu pricep cât de mult m-a iubit Dumnezeu, nespus de mult, neimaginat Nu-i destul. Trebuie să poți să înțelegi profunzimea ei. Că nu vei putea să te lași răscolit de crucea și de Golgota decât dacă îți dai seama că iubirea lui depășește ființa ta și îți pătrunde cele mai adânci și tainice resurse sufletești. Aduce aminte de momentele de îndrăgostire, atunci când te-ai căsătorit și când ai iubit atât de mult încât ai putut să juri înaintea lui Dumnezeu că iubirea aceasta este de neînfrânt, nu va despărți nimeni. Și aduce aminte că iubirea aceea te-a transformat că iubirea este un element transformator extraordinar. E o mare deosebire între un om care nu iubește și un om care iubește. Se vede, se simte, se știe. E o mare deosebire între un Dumnezeu care iubește și altul care nu iubește. Între un Dumnezeu care doar creează și altceva este, un alt Dumnezeu este acela care și creează și răscumpără. Care după ce l-ai înjosit, după ce l-ai scuipat, după ce ai pus coroană de spini, după ce te-ai purtat cu el inimaginabil de urât, vine la tine și spune, haide, că te iubesc. veșnic. Și te întrebi. Dar eu l-am ares pe Baraba. Cum de l-am pe Iisus? Puteți justifica? Mi-e greu să fac apologia unei astfel de iubiri. Din cauza aceasta dați-mi voie să citesc. Citesc din Hristos Lumina Lumii. Pagina 753-754. Satana tortura inima Domnului Hristos cu ispitele lui feroce. Rămâneți, vă rog, la gândul acesta. Tortura n-a fost pe din afară. Tortura a fost pe dinăuntru. Mântuitorul nu putea vedea prin porțile mormântului întâlmăciți. Mântuitorul nu putea vedea prin porțile mormântului. ce asta? Speranța nu-i înfățișa ieșirea din mormânt ca biruitor și nici nu-i spunea că tatăl a primit sacrificiul său. Deci dacă nu vedea faptul că va ieși biruitor și că tatăl i-a primit sacrificiu, atunci vă rog frumos ce vedea? Ce vedea? Aici vreau să mă opresc și te întreb, merită? Merit eu această agonie? Meriți tu? Iisus se temea că păcatul era atât de neplăcut înaintea lui Dumnezeu, încât despărțirea lor avea să fie eternă. Din ce cauză? Vreau să vă întreb, era o posibilitate sau nu? Era doar o impresie subiectivă a Domnului Isus Hristos sau era posibil? A venit Domnul Isus Hristos pentru că știa că nu se poate decât să câștige S-au venit Domnul Isus Hristos și a murit aici pentru mine cu ideea că, auziți, nu vedea prin porțile mormântului nici biruința, nici faptul că era acceptat de Tatăl. Și repet, dacă astea două nu le vezi, ce mai rămâne? Poftiți? E o agonie extraordinară. Hematidroza sau picăturile de sânge din grădina ghețeman căzute pe pământ n-au fost teatru. Domnul Hristos simțea groaza pe care o va simți păcătosul când harul nu va mai mijloci deloc în favoarea ființei umane vinovate. Mă întorc la Domnul Isus Hristos. Omul păcătos, condamnat, va simți o agonie teribilă în momentul în care viața lui se va rup rupe de viața lui Dumnezeu și harul se va închide. Dar Domnul Iisus Hristos de ce a simțit același lucru? Din ce cauză a simțit același lucru? S-ar putea întâmpla ca noi să nu înțelegem natura păcatului? S-ar putea întâmpla ca noi să ne jucăm pe marginea prăpăstiei neînțelegând ce a sfâșiat inima lui Dumnezeu? Senzația de păcat care abătea mânia tatălui asupra sa, ca înlocuitor al omului, a făcut ca paharul băut de el să fie atât de amar încât i-a inima Fiului Lui Dumnezeu. Ce anume i-a frânt inima Fiului Lui Dumnezeu? Adică? Păcatul. Nu, n-a fost vorba, dragii mei, de suliță, de cuie. Au fost și astea la oaltă. Dar marea tortură sub care a stat inima Domnului Hristos, ispitele feroce despre care vorbim aici, au fost, au fost probleme interioare pe care noi nu le avem datorită harului lui Dumnezeu. Dar în mod normal ele fac parte din problematica teribilă a păcătosului. Păcătosul are aceste probleme. Să nu ne mirăm că lumea de astăzi e plină de depresie. Lumea de astăzi e plină de boli psihiatrice, lumea de astăzi și a... își pune capăt vieții și așa mai departe. Să nu ne mirăm. Problema păcatului, care nu se vede, nu e din afară, ci e dinăuntru, este o problemă atât de dramatică încât nu se poate trăi cu el. Noi trăim cu harul lui Isus Hristos, nu cu păcatele noastre. Este adevărat că uneori noi le amestecăm. Și îndulcim oarecum, îndulcim efectul păcatului prin harul pe care îl luăm de la Isus Hristos. Și în felul ăsta, amestecarea astea de har și de blestem care se află în lumea noastră, amestecarea aceasta face încă viața posibil de trăit. Dar această amestecare nu este favorabilă niciunuia dintre noi. De aceea, primul lucru pe care îl învățăm la crucificarea Domnului Isus Hristos este că și eu trebuie să fiu crucificat în firea mea veche. Firea mea veche trebuie să aibă o soartă asemănătoare, pentru că altfel nu voi putea avea nicio șansă la naștere, la un alt ceva decât sunt eu. Și anume nașterea lui Isus Hristos în mine nașterea lui Isus Hristos în tine. Aici, Sfânta Cină ne aduce aminte că suntem chemați la jertfă pentru ca să putem să facem loc Domnului Isus Hristos să se nască în viața noastră. Șocați Îngerii erau martori la agonia disperată a mântuitorului. Oștile cerului și-au acoperit fața la vederea acestei scene îngrozitoare. Natura neînsuflețită și-a manifestat împreună a ei simțire cu bagiocoritorul și muribundul ei creator. Soarele a refuzat să privească la această scenă teribilă. Razele lui strălucitoare de la amiază luminau pământul când deodată parcă le-a luat cineva o întunecime adâncă, asemenea unui giulgiu de înmormântare a învăluit crucea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. Nu era nicio eclipsă. Și întunericul n-a avut nicio altă cauză naturală. A fost atât de adânc ca întunericul de la miezul unei nopți fără lună și stele. A fost o mărturie miraculoasă dată de Dumnezeu. Nu e vorba de panteism, ci este vorba de Dumnezeu care a lucrat prin natură, pentru a oferi o mărturie, pentru ca astfel să poată fi întărită credința generațiilor următoare. N-a murit un tâmplar. N-a murit un tâmplar. N-a murit un galilean. Asta a vrut să spună soarele când s-a întunecat în miezul zilei. În întunericul acela era ascunsă prezența lui Dumnezeu. El face din întuneric acoperământul său și și ascunde slava de ochii oamenilor. Dumnezeu și îngerii săi sfinți se aflau în jurul crucii. Tatăl era cu fiul său. Totuși prezența lui era invizibilă. Dacă slava sa ar fi străfulgerat din nor, orice privitor uman ar fi fost distrus. Și în clipa aceea îngrozitoare, Domnul Hristos nu avea să fie mângâiat de prezența Tatălui. El a călcat singur în teasc. Și dintre cei ce se găseau acolo, nimeni n-a fost cu el. Vedeți, noi știm că Tatăl era acolo din cauza aceasta, noi nu ne îngrijorăm pentru Domnul Isus Hristos. Din cauza asta noi nu simțim agonia. Dar aduceți-vă aminte că Domnul Isus Hristos nu știa că Tatăl era acolo singurul gând al Mântuitorului în momentele acelea a fost Eli, Eli, la masa Bactanii. Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Cât de adâncă e dragostea? În momentul acela faceți, vă rog, această măsură și cântăriți. Merit eu atât? Merit eu atât? Meritați dumneavoastră atât? Ce l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos să dea atât de mult? Hai să vă întreb. Să mă întreb pe mine. O să mă iau pe mine ca subiect. Valentin, tu ai dat, ai dat atât de mult? Ai putea să dai atât de mult? Ai putea să iubești atât de mult? Ai putea să jerfești atât de mult? Uneori ne mândrim cu gândul n-am mai vorbit cu persoana cu tare din ziua aceea. I-am tăiat-o. Vrând să arătăm, în felul acesta suntem oameni hotărâți, puternici, drepți. Și când Mântuitorul a vrut să arate același lucru, a zis Tată, iartă-i. Deci nu știu ce fac. Eu o să vă întreb, ce demonstrez eu? Demonstrez că sunt un om tare sau că sunt altceva? Când mă cert pentru nimic, când mă înjosesc verbal folosind cuvinte în dreptul altuia, pentru nimic, cine sunt eu? Când îmi imaginez că dacă sunt mai tare în viforul discuției decât celălalt, și câștig o bătălie verbală numită ceartă și-mi imaginez că sunt mai tare, oare de ce uit că Mântuitorul în culmea celei mai mari confruntări a vieții sale a tăcut? Când îmi pare bine că Măcar mă delectez la gândul că dacă îmi dă cineva o palmă, o să fiu suficient de tare să. Poftiți să. Când și la nivel teoretic mă bucur la ideea respectivă, nu o să mă las eu mai jos. Care este ținta vieții mele? Când știu că Domnul Isus Hristos a fost ca o, moaie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, sau la măcelărie, n-a deschis gura deloc? Ce modele de viață am? Dați-mi voie să închei meditația asta în legătură cu Domnul Isus Hristos, recitind celebra imagine din Isaia 53. Versetul 3. Disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți-întorce, că noi ne-am întors fața de la el. Și el nu și-a întors fața de la noi. Versetul 4. El suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra lui ceea ce l-a durut pe el acolo, ar fi trebuit să mă doare pe mine. Aici. Era străpuns pentru păcatele mele, zdrobit pentru fără de legile mele, ca să-mi fie mai ușor. Ca să-mi fie mai ușor și. Și spuneți Și Că dacă pedepsa pentru păcatele și fără de legile mele e mai mică și nu e așa de mare, ce înțeleg? Ce învăț? Învăț să nu mai păcătuiesc? Sau învăț să mă joc mai departe cu păcatul pentru că și așa nu doare? De ce nu doare? Pentru că le-a luat el asupra lui. Și ar fi vrut să mă uit acolo ca să înțeleg că totuși doare. Doare mult! Suntem vindecați datorită faptului că de fiecare dată când suntem bolnavi, ne vindecă rănile Lui. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un el care îl duci la măcelărie, ca o aie mută înaintea celor care o tund. N-a deschis gura. Versetul 10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească. Dragii mei, n-a mai rămas nimic din el. Ăsta înseamnă zdrobit. L-a zdrobit prin suferință. O suferință atât de mare încât distruge tot. Atât de mult ne-a iubit. Vă invit să ne ridicăm să închinăm viața noastră încă o dată celui care ne-a oferit toată viața lui. Tatăl nostru, nu ne oprim gândul aici. În numele Domnului Isus Hristos și prin sângele Său dorim să cugetăm mai departe la iubirea Ta glorioasă care ne învață, Doamne, să iubim, să ne adăjduim, să fim fericiți și să zâmbim într-o lume care le-a pierdut pe toate. Te rugăm să faci din noi, Doamne, un popor al luminii, al păcii, al iubirii, ca o lumină în întuneric, ca o sare în mijlocul unei putreziciuni care se împrăștie. Să ne ajuți, Părinte, să fim martori ai mântuirii tale, atât prin mărturisire, cât și prin practica vieții. Te invităm ca pregătiți, Doamne, acum când ne-ai pus masa, să ne, să ne oferi mai departe părtășia cu mântuirea ta oferită în pâine și vin, simboluri ale trupului și sângelui Domnului Isus Hristos. Doamne, cercetează-ne. Renoiește legământul tău cu noi în momentul acesta. Și ajută-ne ca noi să rennoim legământul nostru cu tine. Facă-se voia ta în viața noastră și Doamne, pe că această cină să așeze în sufletul nostru dorința ca să vii cât mai curând. Să putem lua masa cu tine în împărăția ta. Adu la această masă copiii noștri. Adu la această masă pe cei care s-au îndepărtat de tine. Adu la această masă pe toți aceia pe care îi iubim și pentru care ne rugăm. Adu la această masă, Doamne, sufletele noastre ale tuturor și fă ca biserica ta să retrăiască mântuirea ta în mod real prin părtășia cu tine. Prin Domnul Isus te-am rugat. Amin. Amin.